Bună, Leu, și bine ai venit la citirea ta pentru toamna astronomică din anul 2021. Menționez că această citire este valabilă pentru perioada 22 septembrie-21 decembrie 2021, mai exact de când are loc echinocțiul de toamnă până la solstițiul de iarnă. De asemenea, această citire este valabilă atât pentru cei din zodia Leu, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Leului. Și de asemenea, dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe Leu, sunteți bineveniți la această citire. Hai să vedem așadar, dragilor, un card de oracol pentru voi, din partea arhanghelilor, pentru început, iar apoi vom analiza fiecare domeniu de viață, sănătate, dragoste, bani, carieră, prieteni și așa mai departe. Și aveți așa, numărul 6, Arhanghelul Zadachiel. Dragii mei lei, se pare că numărul 6 este un număr foarte important pentru voi în această toamnă. Ori odată cu numărul 6, da, 6, 16, 26, odată care este, nu știu, care are acest număr, da, cum ar fi 15, 1 cu 5, 6, ora 6, 6 persoane, eu știu, pentru unii lei chiar poate să fie vorba aici de un echilibru care se produce în niște grupuri de oameni, poate niște bani pe care îi împărțiți sau pe care îi primiți. Și pentru alții dintre voi să știți că urmează o toamnă cu echilibru, urmează o toamnă frumoasă. De asemenea, culorile importante pentru voi în această toamnă, aveți aici culoarea mov, care este foarte puternică, deci iarăși e o toamnă cu intuiție, o toamnă cu foarte multă energie spirituală pentru cei mai mulți dintre voi. Urmează o toamnă în care poate aveți acces la lumea de dincolo, o toamnă în care se produc lucruri magice pentru cei mai mulți lei. Arhanghelul Zadachiel este cel care vă guvernează și este cel căruia îi puteți cere ajutorul, îndrumare, ghidare pe tot parcursul acestei toamne, prin aprinderea unei lumânări, printr-o rugăciune, prin închinarea unui lucru pe care îl faceți, da, cum simțiți voi. Vă spune așa acest arhanghel: ești alesul și protejatul meu. Ai atins o importantă realizare pe calea transformării lăuntrice. Și de acum înainte vei putea manifesta din ce în ce mai mult și mai spontan starea de libertate dumnezeiască. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Foarte, foarte frumos acest mesaj, dragii mei lei. Se pare că e o toamnă în care vă dezvoltați foarte mult din punct de vedere spiritual. E o toamnă în care conștientizați foarte multe lucruri din jurul vostru. Foarte frumos acest mesaj, îl voi lăsa aici și simt foarte multă puritate din carte. Bun, și acestea fiind spuse, voi lua cărțile de tarot și voi analiza, așa cum am spus, fiecare domeniu al vieții voastre, voi face o etalare astrologică, adică voi analiza cele 12 case sau domenii de viață și voi extrage câte o carte de tarot pentru fiecare. Hai să vedem, dragii mei lei, pentru voi, această toamnă astronomică din anul 2021. Și, dragii mei lei, la baza pachetului aveți un as de băte. Este o carte din elementul foc și reprezintă un nou început. Elementul foc este elementul vostru. Și tind să cred că e o toamnă în care începeți o activitate pe gustul vostru, o activitate care vă oferă pasiune, care vă oferă entuziasm, poftă de viață
Și de asemenea, unii lei posibil chiar să luați atitudine, să luați o inițiativă cu totul și cu totul altfel într-un domeniu anume din viața voastră. De asemenea, e o toamnă în care aveți o energie ieșită din comun, e o toamnă în care sunteți foarte plin de viață, o toamnă în care aveți multă forță de muncă și asta este foarte bine. Pentru unii lei, văd aici noutăți, posibil o nouă persoană, mai jucăușă, cu ochii sclipitori, mai plină de viață, o persoană poate mai musculoasă sau cu o masă musculară, da, mai pregnantă. Cumva e o persoană, nu neapărat acum să aibă mușchi, să arate nu știu cum, da? Dar e o persoană care poate face sport sau o persoană activă, o persoană care este cât se poate de așezată. Poate fi o persoană ușor înăltuță pentru unii lei. Și mai văd aici că urmează o toamnă în care parcă vreți să urcați, da, un munte, vreți să urcați dintr-un anumit punct de vedere socioprofesional, într-o relație. De asemenea, pentru unii lei, să știți că se aprinde o flacără extraordinar de frumoasă în inima voastră sau vi se aprind călcâile după cineva anume. Bine, bineînțeles că această persoană nouă pe care o puteți cunoaște poate fi la început ca o aventură sau poate fi o atracție sexuală foarte mare, dar pentru alți lei putem să discutăm despre o prietenie nouă care se ivește, da? Un coleg nou de muncă, o persoană nouă în familie, nu e neapărat pentru toți lei, pentru zona aceasta de dragoste. Bun, dragilor, foarte frumoasă această energie, o voi lăsa aici și voi încerca să văd acum pentru fiecare casă astrologică ce vă rezervă. Prima casă, aici aveți regele de monede. Prima casă reprezintă gândirea voastră, reprezintă modul vostru de a vă manifesta, modul vostru de a fi percepuți de către ceilalți. Și regele de monede, dragii mei, aici îmi spune că urmează o toamnă în care zona finanțelor este foarte importantă pentru voi. Poate să fie o toamnă în care faceți economii, o toamnă în care sunteți puși pe a aduna, o toamnă în care aveți foarte mare grijă la cheltuieli, da? Nu este un avertisment, ci pur și simplu văd că voi aveți foarte mare grijă din acest punct de vedere. O toamnă în care leii noștri sunt foarte siguri pe ei, o toamnă în care sunteți foarte, foarte stabili din punct de vedere material. Și de asemenea, dragilor, pentru unii dintre voi putem să discutăm de o persoană care este în mintea voastră foarte mult și care vă influențează în această toamnă sau zona locului de muncă. Poate nu primiți suficienți bani sau poate nu vi se oferă suficienți bani din partea clienților, din partea șefului sau dacă aveți o afacere, ca și cum strângeți acolo buzunarele, cum s-ar spune, mai strângeți puțin hățurile. Așa cum am spus, pentru alții poate să fie vorba și de o persoană care este în mintea voastră, un bărbat, un bărbat stabil, un bărbat care ține foarte mult la tot ce înseamnă material, un bărbat pe care vă puteți baza, un bărbat care se pare că vă poate fi alături în toată această poveste. Mergem mai departe pe casa a doua, unde aveți magicianul, o arcană majoră, dragii mei lei, o arcană profundă și această casa a doua se ocupă cu zona banilor, zona materială, tot ce ține de finanțele voastre, sursa principală de venit. Magicianul pe această poziție vă spune că urmează o toamnă în care sunteți strângători, o toamnă în care aveți toate elementele necesare pentru a face bani sau pentru a vă dezvolta, însă parcă nu știți cum să le puneți în ordine, parcă e ca și cum căutați un semn divin. Poate aveți mai multe oportunități pentru a lucra și nu știți pe unde să mergeți. Poate lucrați în mai multe locuri pentru alți lei și nu prea știți cum să îmbinați lucrurile, dar cu siguranță informația vine. Cu siguranță poate această noutate, această flacără care se aprinde în voi, ar putea să vă ghideze foarte frumos, chiar să vă lumineze drumul și să vă iluminați poate voi sau această persoană. Poate să fie vorba aici iarăși și de o activitate nouă pe care o faceți, din care să faceți bani.
Mai văd aici că poate fi o perioadă în care faceți bani cu mâinile sau prin magie sau din mai multe surse pentru alți lei. Urmează o toamnă foarte profundă din acest punct de vedere, așa cum am spus și la început, o toamnă în care încercați să agonisiți cât mai mult. Mergem mai departe pe casa a treia și aici avem 5 de monede. Casa a treia, dragii lei, se ocupă cu zona persoanelor apropiate nouă, drumurile scurte și comunicarea. O perioadă în care e posibil să comunicați foarte mult cu persoanele apropiate sau cu persoanele din jur despre singurătate, sărăcie, abandon. Să știți că urmează o perioadă în care nu văd să comunicați foarte mult cu persoanele din cercul vostru, de familie, de prieteni. Aici e vorba de persoane foarte apropiate vouă. De asemenea, pentru alți lei, văd că urmează o toamnă în care e bine să aveți grijă la frig și e posibil ca pentru unii lei să aveți de făcut mai multe drumuri în aer liber, drumuri scurte. Poate chiar discutăm de o perioadă în care unii lei aleg să se izoleze puțin, poate să nu comunice foarte mult, tocmai pentru că sunteți concentrați pe tot ce înseamnă zona voastră financiară, tocmai pentru că sunteți concentrați să vă mențineți o anumită stabilitate pentru cei mai mulți lei. Comunicarea nu o văd atât de bine aspectată în această perioadă, posibil să se comunice mai mult de la suflet la suflet. Nu prea văd o comunicare sau să spun că acești bani sau relațiile faceți cu persoanele extrem de apropiate vouă. Acum să vă zic un secret, afacerile și în general banii nu se fac cu prietenii sau cu persoanele foarte apropiate, pentru că nu prea funcționează și vă spun din propria experiență. Și cred că știți și voi asta. Dar dacă nu știți, să știți că în această toamnă veți conștientiza. Mergem mai departe pe casa a patra. Casa a patra, care aici este reprezentată de regele de cupe. Această casa a patra vorbește despre familie, mediul vostru cel mai apropiat, intim, locul unde puneți capul pe pernă seara, deci căminul, casa. Având acest rege de cupe, tind să cred că pentru unii lei un bărbat are o influență mare în această toamnă vis-a-vis de căminul vostru. Probabil e cineva din familie, ori o persoană nouă care vă intră în familie, ori o persoană care deja este acolo, dar în această perioadă se pare că are o influență mai mare. E un bărbat apropiat inimii voastre, un bărbat dulce, iubitor, e un bărbat blând. Poate să fie vorba de un bărbat care ori bea multă apă, ori, eu știu, servește alte substanțe și așa mai departe. Pentru alți lei, să știți că urmează o perioadă în care se pot vindeca anumite lucruri în familie, se pot vindeca anumite lucruri legate de emoții, legate de ce nu, ideea aceasta de iubire. Și de asemenea, urmează o perioadă în care zona aceasta a sănătății sau zona vindecării pur și simplu se așterne asupra căminului vostru. Văd că urmează o perioadă de liniște, de pace pentru cei mai mulți lei. Mergem mai departe pe casa a cincea, unde aveți judecata, a doua arcană majoră de la voi din etalare. Și această casa a cincea se ocupă cu iubirea, pasiunea, modul vostru de a vă distra, creativitate, sexualitate, copii. Aici, dragii mei lei, având judecată, tind să cred că ori o relație reînvie la viață, niște emoții renasc acolo în voi, vis-a-vis de o persoană, sau poate v-am spus pentru unii lei, aveți ocazia, pentru cei care vă doriți și pentru cei care știți că se poate, da? Aveți ocazia să cunoașteți o persoană care să vă reînvie la viață, care să vă facă să simțiți că zburați, pur și simplu, să vă ofere o energie ieșită din comun. Pentru alți lei, poate fi vorba chiar și de zona copiilor care vă ține în priză în această perioadă. Pot fi copiii voștri sau pot fi persoane de care aveți grijă sau persoane mai tinere. Ce mai văd aici este că urmează o perioadă în care aveți un chef fantastic de a vă distra, de a vă simți bine, poate chiar de a fi ascultați de către ceilalți. Să știți că urmează o perioadă în care cuvintele voastre
au un rol important în viața celorlalți, au un rol important în mediul vostru înconjurător. O perioadă în care atât zona banilor, cât și zona iubirii sunt foarte, foarte intens aspectate. O perioadă în care, cel puțin pe zona aceasta a iubirii, a plăcerilor, culegeți roadele. Până acum, poate ați făcut anumite lucruri și abia acum e momentul să culegeți roadele, acum e momentul să reînviați la viață, cum s-ar spune. Poate chiar o relație, nu știu, se renaște. Mergem mai departe, pe casa 6, unde aveți regele de spade, dragii mei lei. Casa 6 se ocupă cu sănătatea și cu zona locului de muncă. Pe zona sănătății, poate unii lei pentru cei care doresc să efectueze o operație chirurgicală, deci tot ce ține de a tăia. Acum se pare că e momentul, ori găsiți loc, ori abia acum reușiți să rezolvați lucrurile din acest punct de vedere. Pentru alții, dacă aveți o problemă de sănătate, cărțile de tarot vă recomandă să mergeți undeva pe tot ce ține de zona chirurgiei, da? Tot ce ține de spade, de a tăia, de cuțit. Acum știu că sunt tot felul de intervenții care nu mai necesită să taie chirurgul respectiv la propriu, dar această carte de tarot cam asta reprezintă aici. Poate să fie o perioadă, iarăși, pentru unii lei în care reușiți să aflați o rezolvare la niște probleme de sănătate, așa cum spuneam, poate chiar printr-o metodă obiectivă sau pentru o persoană cu un intelect foarte înalt. Iarăși, pe zona locului de muncă, să știți că urmează o perioadă de clarificări pentru unii lei. Văd aici că urmează o toamnă pentru voi în care actele, hârtiile, documentele sunt foarte intense, da, sunt foarte pregnante. Și de asemenea văd un bărbat cu uniformă sau o instituție, da, că e un bărbat, e un bărbat așa, poate ușor mai creol, mai înțepat, mai colțuros la față, cu nasul ușor mai ascuțit, e un bărbat care este foarte ferm pe poziții, poate să fie ușor mai slab. O persoană care este ușor dificilă, o persoană care este cam ca la armată, nu neapărat acum să aibă și uniformă, dar o persoană care știe bine ce vrea, o persoană care are totul așa pus la punct. Unii poate aveți de-a face cu vreo instituție, cu vreo firmă, vreți să vă deschideți ceva sau pur și simplu la locul de muncă, posibil or să fie nevoie să fiți ceva mai calculați, ceva mai siguri pe voi, ceva mai reci sau posibil să intrați în contact cu astfel de persoane. Trei regi până acum, deci zona masculină, persoane de stat, instituții, toată zona aceasta este foarte intensă pentru voi în această toamnă, dragii mei lei. Mergem mai departe pe casa a șaptea, unde aveți trei de monede. Această casa a șaptea se ocupă cu zona căsătoriei, parteneriate, asocieri, dușmani care sunt pe față. Și să le luăm pe rând așa, pe zona căsătoriei aici m-aș putea gândi că urmează o perioadă în care aveți ocazia să cunoașteți pe cineva prin zona prietenilor. Pentru unii lei chiar ideea de trio este foarte intens aspectată. Nu știu ce faceți, dar v-am spus, aveți ocazia să cunoașteți pe cineva nou sau să se reaprindă o flacără într-o relație. Tot acest trei de monede, dragii mei lei, vorbește aici despre o situație în care poate faceți un contract, poate vă găsiți un loc de muncă, poate e o situație în care încercați să reparați ceva, să construiți ceva. Ca și cum ați face un contract, o înțelegere din acest punct de vedere. Poate să fie vorba de o muncă în echipă pentru unii lei, poate o muncă din aceasta care are legătură cu planul fizic, da? Ceva aici, pe pământ. Și de asemenea, zona dușmanilor care sunt pe față, acum, na, dacă vreți, eu nu vă spun și părțile negative, dar mi se pare normal să vă spun ca să știți de ce anume ați putea să vă feriți. Ar putea să vină, nu-i neapărat, din zona grupurilor de oameni
din zona persoanelor care încă învață, deci mare, mare atenție în această zonă. Nu neapărat că ar fi ceva negativ să se întâmple, dar e bine să aveți ochii deschiși. Oricum veți mirosi și veți simți aceste lucruri. Mai departe, mergem pe casa 8-a, unde aveți pânzuratul, dragii lei, a treia arcană majoră. Casa 8-a se ocupă cu moarte, renaștere, transformare, cu moșteniri, bani proveniți din alte surse. Și aici, având spânzuratul, tind să cred că dacă aveați alte surse de venit, tind să cred că e o perioadă de pauză aici. De asemenea, pentru unii lei poate să fie vorba de o perioadă în care lucrurile stagnează pe un anumit domeniu și atunci, din acest motiv, e posibil să se producă niște transformări foarte mari și ceva total neașteptat care are legătură cu un blocaj. Nu e un blocaj pe care voi vi-l puneți, e ceva de destin, e ceva ce trebuie să depășiți, dragii mei lei. O situație în care e nevoie să stați drept și să gândiți strâmb sau să stați strâmb și să gândiți drept. Parcă e nevoie să vă mai luminați puțin mintea. Poate e bine, acum vă spun așa sfatul cărților de aici, cam ce ar fi pentru voi. Nu mai fiți atât de închistați aici. Eu nu zic să nu vă axați pe zona financiară, că trebuie cu toții să mâncăm, da? Respirăm, plătim facturi. Dar sfatul ar fi totuși să încercați să fiți mai detașați, pentru că vă simt destul de închistați aici în voi, destul de rigizi. Eu nu spun acum că leii sunt așa, dar e o perioadă în care veți avea tendința, da? Să fiți să fiți astfel. Foarte, foarte interesant, în special aici aceste transformări și lucruri profunde ar putea să aibă loc undeva, să spun așa, sfârșitul lunii octombrie, sfârșitul lunii noiembrie, undeva pe acolo. Da, posibil atunci să aibă loc acest mic, mare blocaj. E o situație diferită în care sunteți puși și în care e nevoie să acceptați și alte puncte de vedere, e nevoie să vă uitați și înspre altă zonă. Dacă ceva nu merge, înseamnă că nu-i pentru voi. Mergem mai departe pe casa 9, unde aveți 10 de spade, dragii mei lei, și se pare că înțelegeți acest lucru pe care l-am spus aici și vă explic imediat. Casa 9 se ocupă cu zona studiilor înalte, călătorii îndepărtate, relația voastră cu spiritualitatea, filozofia voastră de viață. Și aici, având 10 de spade, tind să cred că mulți lei își vor schimba filozofia de viață. E adevărat, posibil să nu fie într-un mod extraordinar de pozitiv, posibil ca unii lei chiar să se simtă ușor la pământ din acest punct de vedere. Și dragilor, e normal să fie așa, pentru că anumite principii trebuiesc dărmate la voi, trebuie făcută puțină curățenie, curățenia de toamnă și poate e bine să începeți așa din exteriorul vostru aici. Dacă vreți să faceți călătorii îndepărtate, se pare că nu este o perioadă favorabilă din acest punct de vedere. Pentru alți lei, chiar m-aș gândi că urmează o toamnă în care e posibil să vă simțiți ușor puși la pământ de propriile voastre gânduri, de propria voastră filozofie de viață, poate chiar relația cu divinitatea, posibil să sufere schimbări destul de mari, aș spune eu, foarte mari chiar. Dar e bine că e așa, că v-am zis, aici e nevoie să vă schimbați anumite principii de viață, anumite lucruri, tocmai pentru a vă veni poate informația, pentru a ști ce să faceți cu toate aceste resurse pe care le aveți la îndemână. Da? Că poate de acolo e blocajul. Mergem mai departe pe casa 10, unde avem 6 de spade. Casa 10 se ocupă cu zona carierei, vizibilitatea voastră publică. Și aici aveți o carte a distanțelor, o carte a drumurilor, a schimbărilor, o carte a depărtărilor. Dragile, urmează, nu știu, un timp în care faceți multe schimbări sau faceți o schimbare în carieră, o schimbare de job sau unii lei posibil să plecați la drum. Da? Să lucrați undeva la drum, ori fizic plecați din țară sau plecați din orașul în care sunteți, din satul în care sunteți. Pentru alți lei poate să fie vorba de faptul că lucrați de pe zona internetului sau zona internetului v-ar putea fi favorabilă în această perioadă.
De asemenea, mai văd aici că urmează pentru unii dintre voi și o schimbare socială, cumva vă schimbați imaginea în fața celorlalți. Și asta e bine, posibil, iarăși drumurile să vă fie favorabile, dar pentru carieră. Da. Mai departe, casa 11-a, unde aveți îndrăgostiții, este o altă arcană majoră, a patra de la voi din etalare și este, cred că, cea mai stabilă ca și număr. Are tot numărul 6, da? Și aici posibil să fie cheia etalării voastre, pentru că și el la început aveți numărul 6 cu Arhanghelul Zadachiel. Casa 11 se ocupă cu zona prietenilor, zona grupurilor de oameni. Unii lei posibil să fiți prinși între două grupări, o grupare care este apropiată de minte, una de suflet. Pentru alți lei posibil să se nască un trio, așa cum spuneam, în zona prietenilor, că v-am zis și pe aici, pe căsătorie, pe familie, pe asocieri, parteneriate. De asemenea, pentru alții poate să fie vorba de o perioadă în care ori vi se pune pata pe cineva, ori cuiva îi se pune pata pe voi. Dacă ar fi să cunoașteți persoane noi, ar fi din zona prietenilor, care e adevărat, se pot infiltra și în zona voastră de iubire, eu nu zic nu, dar nu este neapărat pentru toți leii. Urmează o perioadă în care sunt multe transformări profunde aici la voi, pe zona prietenilor. Posibil chiar un suflet pereche pentru unii lei să apară la orizont. Mergem mai departe, casa 12, unde aveți 5 de spade. Casa 12, dragii mei lei, se ocupă cu tot ce ține de zona ascunsă, subconștient, secrete, tot felul de urmări ale unor lucruri pe care le-ați făcut în trecut. Și aici văd o nedreptate. 5 de spade. Posibil ori să fiți tentați să faceți un mic mare abuz de putere, ori pentru unii lei posibil din partea statului, din partea persoanelor cu uniformă sau din partea unei persoane care are autoritate, să aveți parte de această nedreptate, dar cumva așa o percepeți voi. Acum, dacă sunteți voi cei care aveți uniformă și care aveți autoritate, care puteți să spuneți lucrurilor pe nume, atunci posibil chiar voi să fiți cei care încercați să profitați de o situație în așa fel încât să vă fie vouă favorabilă. Nu e nimic greșit în asta, însă fiind pe casa 12, poate e bine să vă gândiți de două ori. Și de asemenea, pentru unii lei aici, văd că urmează o perioadă în care subconștientul vostru, să știți că va lucra la cote maxime și până nu vă schimbați de aici niște opinii, niște principii de viață, lucrurile s-ar putea să scârție, da, pe un anumit domeniu, pe un anumit plan. Foarte frumoasă citirea voastră, să știți. Patru arcane majore, magicianul, judecata, spânzuratul și îndrăgostiții. Și să știți că toate vorbesc de schimbare, toate vorbesc de a înțelege ideea de dualitate, poate, și ideea de echilibru. Da? Se cere un echilibru de la voi și nu să luați lucrurile la extrem. Foarte interesantă citirea voastră, dragii mei, și posibil că această nouă persoană să aibă un rol important în viața voastră. Poate fi de dragoste sau nu, v-am spus, depinde de voi. Cărțile și astrele predispun, omul dispune, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, mă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și la alte filmări, în special la filmările zilnice pe Zodii, vă aștept cu mare drag și acolo. Să aveți o toamnă de poveste!